Slăviți să fie Domnul! Binecuvântăm numele Domnului pentru ziua de astăzi, că suntem în casa lui Dumnezeu. Iată-ne la o zi de sărbătoare, la o zi de început pentru Biserica Primară, o zi în care ne amintim cu bucurie că dacă n-ar fi fost ziua aceasta, noi n-am fi putut sta în locul acesta. De aceea binecuvântăm numele Domnului, că a trimis Duhul Său cel Sfânt ca să instituie Biserica lui Iisus Hristos. Într-o perioadă a vitezei, într-o perioadă în care avem totul la îndemână, la un clic distanță, la un buton, la numai te gândești la un lucru și deja îți apare pe telefon. Da? Numai vorbești cu cineva, n-ai scris și îți apare recomandarea pe telefon. Eu mi-aduc aminte, în pandemie am îngropat pe cineva mai apropiat și când o decedat, când o murit, vorbeam cu Dana acasă, zic, nu, trebuie să mă duc să caut sicriu, să mă duc să scot de la morgă. Și când am vorbit acolo, telefonul era pe masă, era închis, era pus pe normal acolo, în stand-by, după vreo 10 minute îl iau și îl deschid, primesc pe Google, prima recomandare scria, caut sicrie. Fără să caut, nu m-am gândit, nu m-am vorbit și ei deja, și acum după 4 ani mai vine câteodată, cât costă o mormântare în Timișoara. Dar nu mă interesează, dar vedeți, în secolul vitezei, în secolul în care nu mă vorbești și telefonul îți dă recomandarea, întrebarea îi, mai avem noi nevoie de Duhul lui Dumnezeu? Într-o perioadă în care se vorbește de bomba nucleară, într-o perioadă în care se vorbește de supersonice, de viteze în care care se pot calcula cu greu. Întrebarea îi, biserica, omul, omenirea, mai are nevoie de Duhul lui Dumnezeu? Uitați-vă, vedem oamenii care s-au întors la Dumnezeu. Spune, Doamne, dacă eu m-am pocăit, dacă eu sunt mântuit de Domnul, întrebarea îi, de ce mai am eu nevoie de Duhul lui Dumnezeu? Vreau să vă spun încă de la început, noi credem toată Scriptura că-i cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă credem că Scriptura-i cuvântul lui Dumnezeu, noi credem că tot ce-i scris în cuvântul lui Dumnezeu îi de folos și de actualitate. Trebuia să ziceți toți amin. Credem că-i de folos pentru sufletele noastre și de actualitate. Pentru că Pavel vine lui Timotei și îi spune în 2 Timotei 3:16 că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Că dacă ar fi numai insuflată, dar continuă și spune și este și de folos. No, dacă Scriptura e insuflată de Duhul lui Dumnezeu și de folos, noi credem că botezul cu Duhul Sfânt îi de actualitate și de folos pentru fiecare dintre noi. Binecuvântat să fie numele Domnului! Mântuirea este cea care vine prin credința în Domnul Iisus. Ca să fii mântuit, ai nevoie de jertfa Domnului. Vedeți, unii vin și spun, dar Domne, dar ce, nu-ți mântui dacă nu-ți boteza cu Duhul Sfânt? Ba da, ești mântuit, dar trebuie să mori la noapte atunci. Pentru că dacă mori la noapte, asta ai botezat și la noapte mori, ești mântuit și ajungi în cer. Dar vedeți, Duhul Sfânt nu-i lăsat la voia întâmplării. Domnul Iisus a făcut o afirmație extraordinar de mare. La un moment dat se uită spre ucenici și spune, totuși vă spun adevărul. Este mai de folos să plec. Este mai de folos să mă duc, că vine altceva mai... Doamne, dar îi ceva mai important ca tine? Îi ceva mai de folos decât să fim... Păi au zis Petru, Doamne, este bine să fim aici cu tine. Și nu era bine. Și Domnul vine și spune, îi ceva mai important. Trebuie să treceți la o fază mai superioară. O zis, dacă nu mă duc, nu vine Duhul. Nu vine mângâietorul. Dacă mă duc, nu vă las orfani, ci vă trimit Duhul Sfânt, care să vă ajute, să vă mânghie, să vă învețe. Vedeți? Duhul Sfânt al lui Dumnezeu e lăsat cu un scop. Noi, ca mântuiți, ca și copii ai lui Dumnezeu, ne-am întâlnit cu Domnul, uitați-vă și ucenicii, ce diferență a fost între ei când au umblat cu Domnul și ce diferență a fost după ce a venit Duhul Sfânt peste ei. Nu i-ai mai recunoscut. Nu i-ai mai recunoscut. O schimbare radicală. Vedeți, știți ce face Duhul Sfânt în viața omului?
face ca omul să ia chipul lui Hristos. Prin Duhul Sfânt, Duhul Sfânt prelucrează viața noastră, încât în noi să se vadă chipul lui Iisus Hristos. Pentru că Pavel vorbește de lucrul acesta și spune că e nevoie, nu numai că ne-am botezat. Oh, câți nu sunt care știi ceva, ori intrat în apa botezului, dar nu spre lucrați, nu schimbați de Duhul lui Dumnezeu, nu lua Hristos chip în ei. De aceea e nevoie de Duhul lui Dumnezeu ca să fim prelucrați, să fim asemenea lui Iisus Hristos. Acum invitații, de fapt musafirii noștri din Australia, Domnul să-i binecuvinteze, îi zic la Ilie, Ilie, și dacă n-a anunțat fratele păstor că e fata lui fratele Liviu Marc, puteai să vezi 100%. De ce? Că seamănă pe tată. Seamănă pe tată. Eu n-am cunoscut, dar când i-am văzut, zic, uite, vezi chipul lui fratele Liviu în fată. De ce? Pentru că e din același neam, e de aceeași legătură. Așa și noi, Duhul Sfânt în viața noastră ne face să nu mai fim noi, ci Hristos să fie în noi. Măriți să fie numele Domnului. Ne uităm în seara, în dimineața aceasta, în pasajul acesta, la pocorârea Duhului Sfânt, și știți ce putem spune? Că Duhul Sfânt e persoana cea mai greșit înțeleasă din Trinitate. E cea mai greșit înțeleasă. Domne, ai înțeles cum e cu Tatăl, ai înțeles cum e cu Fiul, dar cea mai greșit înțeleasă persoană din Trinitate e Duhul Sfânt. În primul rând, Duhul Sfânt nu e putere, ci e persoană. Cu o persoană vorbești și îți vorbește, da? Cu puterea nu vorbești, cu vântul nu poți vorbi, numai o putere, vântul, focul, da? Dar când e o persoană, persoana aceea îți vorbește și tu vorbești cu persoana aceea, nu? Dar uitați-vă, omul când nu a înțeles, știți ce vedem? Că omul când nu a înțeles, i-a fost mai ușor să nege sau i-a fost mai ușor să batjocorească. Aici, în capitolul 2, știți ce vedem? Vedem oameni umpluți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dar vedem și oameni care nu au înțeles. Și au zis, ce vrea să însemne lucrul acesta? Ce mă cu ăștia, mă? Eu am venit la rugăciune. Și zice, domne, eu vin la voi la pocăiți, dar nu-mi place numai de la 10. De ce? Că nu înțeleg ce vă rugați, domne, toți așa, împreună. Nu? Vedeți categoria de oameni care nu înțeleg și zic, ce vrea să însemne? Ce oră de rugăciune e asta? Cum să ne asculte Dumnezeu pe toți? Păi da, Dumnezeu poate să ne asculte pe toți, amin. Știți care e problema? Cum de noi toți nu putem asculta de unul? Asta e marea problemă. Noi toți ar trebui să ascultăm de unul și nu ascultăm, domne. Ne împărțim fiecare, fiecare face ce vrea, fiecare trăiește cum vrea. Uitați-vă diferența. Când au fost botezați cu Duhul Sfânt ucenicii, s-au văzut transformarea. Și uitați ce spune versetul 43, zice, fiecare era plin de frică și prin mâinile apostolilor se făceau multe minuni și multe semne. De ce? Pentru că aveau o frică. Uitați-vă la Petru care înainte de pogorârea Duhului Sfânt, ca Duhul Sfânt să vină în viața lui și să-l transforme, ăsta era fără frică. Nu i-a fost frică să se lepede, la altul nu i-a fost frică să-l vândă, la ceilalți nu le-a fost frică să-l părăsească și să plece, să se facă că nu-l cunosc. Nu, vedeți, n-au avut frică. Dar când a venit Duhul Sfânt în viața lor, fiecare, zice, era plin de frică. Am fost într-o adunare, la o slujbă, la final m-a așteptat un bărbat, un frate, destul de recalcitrant, așa de curajos, să nu-i zic recalcitrant, destul de curajos, și îmi spunea el anumite probleme care le are, care nu-i convine, ce nu-i convine lui în adunarea respectivă. Și la un moment dat se uită la mine și spune, frate, zice, auzi, să ții minte, mie nu mi-e frică de niciunul din biserica asta. Mie nu mi-e frică de nimeni din biserica asta. Știți ce-i ciudat? Și în vremea aceasta, nu numai acolo, poate și în alte părți, sunt oameni care nu li frică să se ridice, să spună, eu n-am teamă de nimeni. Dar uitați-vă, minunile și semnele se produc acolo unde oamenii trăiesc în frică. Vedeți că trăim numai de frica DNA-ului unii. Trăiesc numai de frica mascaților, să nu-i bată în ușă la 6 dimineața. Dar zice că ucenicii, când coboară Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, trăiau în frică. Și normal că Dumnezeu lucra cu semne și cu minuni. Dacă ne-am pierdut ceva în vremea aceasta, noi avem și mulți plâng după semne și după minuni.
dar trebuie să trăim în frică curată de Dumnezeu, ca Dumnezeu să lucreze cu semne și cu minuni. Binecuvântat să fie numele Domnului! Trăim într-o perioadă în care vedem că Duhul Sfânt i-a atribuit unei generații. Și vin tinerii și spun, frate, pe vremea voastră a fost așa, acum s-a schimbat. Nu mai ei cum au fost. S-au cântat în dimineața asta de tineri, tu faci cerul să coboare, naști din inimă izvor. Păi de cânta putem cânta. De știi ce ar vrea? Să coboare cerul. Când coboară cerul acolo, nu mai știi cine cântă, nu mai știi. Dar trebuie coborârea Duhului Sfânt în viața omului. După aceea coboară cerul în adunare. Dar noi, frate, pe vremea voastră, noi acum suntem, avem multă învățătură. Numai dacă generația fraților în vârstă ori avut biruință, știți de ce ați avut biruință? Pentru că v-ați încrezut total în puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Când vorbea Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, credeați 100%. Când spunea Duhul Sfânt, va veni poliția, plecați, păi nu rămânea niciunul. De ce? Te ridicai de pe genunchi și plecai, pentru că Duhul Sfânt, ceea ce spunea, se ducea la îndeplinire. Binecuvântat să fie numele Domnului! Uitați-vă, dacă ne uităm la persoana Duhului Sfânt, vedem că Duhul Sfânt, și am spus la început, este o persoană. O persoană, persoana Duhului Sfânt are gândire. Romani 8,27 spune că Duhul Sfânt gândește, de aia e persoană. De exemplu, amvonul ăsta nu gândește că Dani Popa predică acum de pe amvonul acesta. Nu, de ce? Că e obiect. Dar Duhul Sfânt gândește, zice, cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului. Știți ce arată? Că Duhul Sfânt știe, cunoaște, este cel care are gândire. Știți ce mai face Duhul Sfânt? Are voință. S-a citit în dimineața aceasta 1 Corinteni 12 cu versetul 11. Duhul Sfânt este cel care are voință. Zice, care dă fiecăruia în parte cum? Cum voiește, vedeți? Persoana Duhului Sfânt, noi ne-am gândit, e ceva ce o scoatem din buzunar. Nu! Duhul Sfânt e persoana care e împreună cu Tatăl și cu Fiul. Binecuvântat să fie numele Domnului! De aceea trebuie să vorbim, cum ne rugăm și vorbim cu Tatăl, vorbim cu Fiul, vorbim și cu Duhul Sfânt, pentru că și El vorbește cu noi. De câte ori n-ai simțit cuvântul Duhului Sfânt în inima ta și ai știu că e cuvânt din partea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Uitați-vă, Duhul Sfânt are gândire, are voință, are emoții. Dacă citim roada Duhului din Galateni 5,22, vedem tot pasajul acela că arată emoțiile Duhului Sfânt. Zice, roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea. Păi dragostea e o emoție, da? Duhul Sfânt are emoție. Are emoții față de tine, zice, dimpotrivă, este bucuria. Asta e emoție. Și tu ai emoții, da? Vii la casa lui Dumnezeu, ești plin de dragoste, ești plin de bucurie, ești plin de pace. Astea sunt emoții interioare și Duhul Sfânt are emoții. Știți ce mai face Duhul Sfânt? Duhul Sfânt vorbește. Dacă e persoană, trebuie să vorbească. Dacă e persoană, trebuie să vorbească. Și Apostolul Pavel vine în 1 Timotei 4,1 și spune cuvântul Domnului extraordinar. Apostolul Pavel trage un semnal de alarmă și spune așa, dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință. Cine spune? Duhul lui Dumnezeu. Eu ar vrea în dimineața aceasta să vorbească Duhul lui Dumnezeu potrivit cu nevoile noastre, potrivit cu stările noastre în care ne aflăm. Pentru că Duhul Sfânt nu umple programul, ci umple inimile noastre. Duhul Sfânt transformă omul, face noi să luăm chipul lui Dumnezeu, chipul lui Hristos în viețile noastre. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și știți că Duhul Sfânt poate fi întristat? Duhul Sfânt poate fi întristat. De aceea e semnal de alarmă că noi nu putem trăi oricum. Nu putem trăi după îndemnurile firii. De ce? Pentru că se întristează Duhul Sfânt. Și Apostolul Pavel vine și spune în Efeseni 4,30 să nu întristăm pe Duhul Sfânt. Noi spunem, Doamne, nu vreau să te întristez. Dumnezeule, vreau să trăiesc în voia ta. Dar uite că și Duhul Sfânt se întristează. Se întristează și Duhul Sfânt. Să știți ceva? Biserica fără Duhul lui Dumnezeu, oricâte programe avem, oricât de bine am avea programele puse la punct, biserica fără Duhul lui Dumnezeu devine un club social.
Că se tot vorbește de socializare, rețelele de socializare. Nu, biserica aceea în care Duhul Sfânt nu mai transformă omul, nu mai lăsa Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să transforme, biserica aceea devine un club social. Tare mă doare în țară, văd că unele biserici ori scos ora de rugăciune ca să aibă timp de părtășie. Băi, fraților, părtășie avem încă prea multe. Tătă ziua ești dintr-o parte în alta. Tătă ziua ești dintr-o casă în alta, dintr-un apartament în altul. Bac unul, bei cafeaua, bea cu unul, bei ceaiul, bei sucul și așa mai departe. Casa lui Dumnezeu, a zis Domnul Iisus, casa mea se va numi o casă de rugăciune. Se va numi o casă de rugăciune. Noi avem, nu mai ne rugăm, nu mai avem ore de rugăciune, că avem timp de socializare. Ne rugăm acasă. Avem așa niște, cumva, niște perfuzii de rugăciune. Așa câte o rugăciune, ceva, dacă s-ar putea să se și cânte ceva în timp. O amestecătură din asta. O amestecătură. Spune cuvântul lui Dumnezeu că ăștia se rugau. Și-o coborât Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și din oamenii care n-aveau frică, au devenit oameni care aveau frică. Și când biserica umblă în frica Domnului, Domnul face minuni. Face minunea mântuirii, face minunea eliberării, face minunea vindecării. Dar biserica e chemată să trăiască nu ca un club social, ci e chemată să trăiască biruitoare. Binecuvântat să fie numele Domnului. Când biserica este fără Duhul Sfânt, e o entitate care caută întotdeauna să fie pe placul enoriașilor. Pentru că în enoriaș se vede autoritatea supremă. Se vede în enoriaș, bă, să nu-i supăr, să nu cumva să se revolte împotriva mea. Când Duhul Sfânt nu mai cârmuiești omul, te temi de oameni. Când Duhul Sfânt nu te mai controlează, nu mai e în viața ta, tu te temi de oameni. Dacă nu mai sunt acolo, dacă nu mai rămân în funcție, dacă nu sunt, mai sunt bine văzut. Dar când e Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, noi înțelegem că Duhul Sfânt ne folosește cum voiește El. Binecuvântat să fie numele Domnului. Dacă David și-o cânta fanfara în dimineața asta, cântarea asta, ce ne-o mișcat și așa și trupul, dar ne-o mișcat și sufletul. Dacă Duhul Domnului ar fi în mine, aș cânta ca și David. Păi știți de ce David a avut biruință? Pentru că înțeles că Duhul lui Dumnezeu îi pretutindeni unde îi lăsa să domnească. Duhul lui Dumnezeu îi pretutindeni unde îi lăsa să domnească. O venit David și o scris Psalmul 139 și o spus așa: unde mă voi duce, Doamne, departe de fața ta și unde mă voi duce departe de Duhul tău? Și o zis: nu pot, n-am unde, nici pe America, nici pe întuneric, nici la marginea mării, n-am unde să merg, că tu ești pretutindeni. A zis David: dacă voi zice cel puțin întunericul mă va acoperi, zice, iată că nici întunericul nu-i prea întunecos pentru tine, pentru că Duhul tău e pretutindeni, dar nu oriunde. Noi confundăm pretutindeni cu oriunde. Oriunde e și birtul, da? Oriunde e și alte locuri, nu mai dau exemple, da? Duhul lui Dumnezeu e acolo unde îi lăsa să domnească. Duhul Sfânt nu vine ca slugă. Să-l luăm noi așa, să facem ce vrem. Mai roagă-te pentru mine, hai să vedem ce mai zice Domnul. Nu, nu. Duhul Sfânt unde vine, domnește. Hristos unde vine, domnește. Duhul Sfânt la fel. Tatăl domnește unde intră. Ei nu vin ca slugă să ne slugărească pe noi, să ne slujească pe noi, ci ei vin ca stăpân. Slăvit să fie numele Domnului. Aduceți-vă aminte, s-o predicat în perioada Paștelor de drumul Emausului. Zice că a intrat Domnul cu cei doi de pe drumul Emausului, a intrat în casă și a făcut un lucru care în tradiția evreiască nu exista să faci așa ceva. Intră musafirul în casă și ia pâinea. Păi unde ai pomenit musafirul să zică, nu, unde e dulapul de pâine? Păi nu, Domne, dacă tu ești musafir, tu stai la masă. Stăpânul face lucrarea de gazdă. Dar Domnul intră, ia pâinea, rostește binecuvântarea. Întotdeauna gazda, stăpânul casei, rostea binecuvântarea, nu musafirul. Nu musafirul împărțea porțiile de mâncare, ci gazda, stăpânul casei. Și intră Domnul în casă. Și zice, m-ați chemat în casă? Vreți să intru cu voi în casă? Eu nu intru decât într-o singură calitate, în calitatea de stăpân. Și-a intrat Domnul și-a pus mâna pe pâine și-a rostit binecuvântarea, ofrând pâinea și le-a dat-o. Poate îl chem de multe ori pe Domnul în casa ta, de multă vreme.
Și ai vrea ca Domnul să te tot slugărească, să tot intervină, să tot facă pentru tine, să tot rezolve, să tot meargă, să tot vină. N-ai vrea în dimineața asta să spui: Doamne, intră în casa mea ca stăpân, intră în viața mea ca stăpân. Când intră Domnul ca stăpân, El nu intră să aștepte tu să dai comenzile, ci întotdeauna El va intra și va arăta că stăpân în casă El. Slăvit să fie numele Domnului! Păi tu te poți lăuda să spui, nu? Cutia poștală, tu vezi ce scrie aici, Dani Popa, scrie Vasile. Nu, stăpân peste cutia poștală ești tu, dar stăpân peste casă trebuie să fie Hristos. Hristos e stăpânul caselor noastre, sau ar trebui să fie stăpânul caselor noastre. Dacă suntem noi stăpâni undeva, suntem pe cutia aia poștală, unde scrie numele nostru, pe aia micuță, acolo suntem stăpâni. Dar în casă, ca lucrurile să meargă bine, acolo trebuie să fie stăpân Hristos, să fie stăpân Tatăl Dumnezeu și stăpân să fie Duhul Sfânt, mărit să fie numele Domnului. Haideți să vedem în câteva cuvinte, acolo unde intră Duhul Sfânt, ce se întâmplă? Știți ce se întâmplă? Unde intră Duhul Sfânt, Duhul Sfânt dă direcție. Ucenicii, dacă vom vedea în viața lor înainte de fapte 2, vom vedea ezitări, vom vedea multă neliniște, împrăștiați, nesiguranță. Când coboară Duhul Sfânt peste viața lor, când încep să vorbească în alte limbi, când începe lucrarea Duhului Sfânt să-și facă simțită prezența în viața lor, în interior, oamenii aceștia încep să aibă direcție. Știu fiecare ce au de făcut. Uitați-vă, Petru, care a fost timid, care a fost ezitant. În momentul când îi bat jocorit numele lui Dumnezeu, știi ce face? Se ridică în picioare. Ăla care nu s-ar fi ridicat în picioare niciodată, ăla care nu l-ai fi pus să zică două cuvinte: frate, eu nu știu să zic, eu nu știu ce să fac, nu mă pune că tremur tot. Știi de ce tremuri? Că nu-i Duhul Sfânt în viața ta. Când e Duhul Sfânt în viața ta, Duhul Sfânt te aduce la egal cu cei mai învățați a vremii. Nu ți-i rușine să te ridici în numele Domnului, indiferent că ăla e mai pregătit ca tine. Uitați-vă că zice că erau oameni cucernici, oameni veniți din toată Europa și nu numai din Europa, erau mulți veniți, invitați, oameni cu școală. Dar când vine Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu nu te lasă mediocru, Duhul lui Dumnezeu nu te lasă jos, ci întotdeauna Duhul lui Dumnezeu te ridică. Acolo unde e prezent Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu este cel care dă direcție. Știți care e problema când dă Dumnezeu direcție prin Duhul Sfânt? Problema e că s-ar putea câteodată direcția noastră să nu fie direcția Duhului Sfânt. Când îl cheamă Domnul pe Apostolul Pavel, îi dă și lui direcție. Îl cheamă, îl transformă, îl curăță, cad solzii de pe ochi, vine Duhul Sfânt peste el, își pune Anania mâinile peste el. Dar zice că Duhul Sfânt avea o direcție și Pavel avea alta. Zice că Pavel iubea tare mult neamul lui. Și nu înțeles când Domnul i-a zis: te fac apostol al neamurilor. Eu l-a crezut că la neamurile lui. Și uitați-vă ce face. Ajunge în Corint și spune cuvântul Domnului că începe să predice. Și numai împotrivire. Numai împotrivire. Ăștia nimic. Numai probleme. Numai lupte. Mă, ceva nu e în regulă. La un moment dat, apostolul Pavel zice că scutură țărâna de pe picioare și spune: de acum înainte nu vă mai predic vouă. La iudei. Nu vă mai predic vouă. Și zice: mă voi întoarce și mă voi duce să predic la cine? La neamuri. Păi Pavel, asta trebuia să faci de la început. Asta trebuia, la asta te-a chemat Dumnezeu. La asta a fost direcția care ți-a dat-o Domnul. Dar ni se pare că unde ne place nouă, că noi avem vorba asta. Auzi, cam ce ți-ar place să slujești ca să te integrezi? Dar nu asta e adevărul. Care-i direcția care ți-o dă Dumnezeu? Asta e lucru care ne interesează. Noi ceea ce facem, nu că vrem să facem lucru bun, ci vrem să facem ceea ce vrea Dumnezeu. Că poți să faci lucruri bune și să zică Dumnezeu: dar eu nu la asta te-am chemat. Eu nu te-am chemat la lucrul acesta. Și uitați-vă, Pavel vine și spune, și chiar el arată în Galateni 2:9, vine și spune: pe mine Domnul m-a făcut apostol al neamurilor, iar pe Petru, pe Iacov și pe Ioan i-a trimis la cei tăiați împrejur. De ce? Că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu dă direcție. Duhul Sfânt dă direcție. Și eu zic: Pavel, tu mergi la neamuri, la cei netăiați, și ăștia la alți merg.
Nu vedeți că de multe ori problemele și împotrivirile, știți când apar? Când intrăm pe contrasens, când intrăm pe linia lui altul. Și zice Domnul, stai un pic, mă, Duhul Sfânt dă culoare la fiecare, numai trebuie să înțelegi culoarul la care te-a chemat Dumnezeu. Că poți să faci o lucrare bună, dar să nu fie aceea direcția care o vrea Dumnezeu. Acum vreau să vă spun ceva și vreau să fiți foarte atenți. Când vorbim de Duhul Sfânt, lucrarea aceasta se împarte în două mari teme. Călăuzirea care o dă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, da? Și toți, vreau să vă asigur de lucrul acesta, toți care suntem în dimineața asta, în locul acesta, fie pocăiți, fie nepocăiți, am fost călăuziți de Duhul lui Dumnezeu să ajungem în locul acesta. Asta e călăuzirea care o dă Dumnezeu. Și vine cuvântul Domnului, Romani 8 cu 14, și spune așa, că cei care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Să facă Domnul toți care suntem în locul acesta să fim fii ai lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului. Dar mai e un pas mai în față. Apostolul Pavel nu ne oprește la lucrul acesta, la călăuzire. Ca să înțelegeți, știți cum e călăuzirea? Spui într-o zi, fraților, m-o călăuzit Domnul, cum vin unii și spun, m-o călăuzit Domnul să vin la voi marți la rugăciune și m-am bucurat. Te-ai bucurat? Da. Nu, înseamnă că a fost călăuzire de la Dumnezeu. Fraților, am avut pe inimă să cânt o cântare și toată biserica a pornit la cântare. Asta arată călăuzire. Am avut o călăuzire la îndemn, la rugăciune, la predică. Asta e călăuzirea. Știți cum e călăuzirea? Cum e GPS-ul? GPS-ul îți spune pe unde să o iei, dar nu te obligă. Numai te călăuzește. Tu o iei pe unde vrei. Dacă vrei, vii la rugăciune, dacă nu vrei, nu vii. Asta în funcție de cum accepți călăuzirea care ți-o dă GPS-ul, care ți-o dă Duhul lui Dumnezeu. Asta e călăuzire. Dar Apostolul Pavel vine în Galateni 5 cu 16 și ne duce la o treaptă mult mai înaltă. Și zice, vreau să nu mai umblați călăuziți, ci vreau să umblați cum? Cârmuiți. E o diferență extraordinar de mare. Când ești călăuzit, vrei sau nu vrei, ai libertate. Dar când ești cârmuit, știi ce înseamnă cârmuit? Duhul Sfânt îi cârma sau Duhul Sfânt îi la cârmă. Tu ai luat mâinile de pe volan. Nu mai ești tu la volan. Ești în partea dreaptă. Duhul Sfânt te duce unde trebuie. Nu mai știți care e problema? De multe ori, când El vrea să ne cârmuiască, s-ar putea să ne ducă în direcțiile în care ni-i greu să mergem. S-ar putea când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne cârmuiește. S-ar putea să rupă direcțiile, să strice planurile noastre. Dar să știți, cel mai bine omul își duce mântuirea până la capăt, cu frică și cu cutremur, când Duhul Sfânt e la cârma vieții. De aceea ar vrea ca Duhul Sfânt să preia viețile noastre și să fie El la cârmă, slăvit să fie numele Domnului. Când e vorba de cârmuire, noi avem două domenii mari în viață în care am vrea Duhul Sfânt să se implice 100%. Un domeniu e domeniul tinerilor. A venit un bilet aceea, unul galben. Mi-a rămas așa, că l-am văzut că avea culoare diferită. Scria pe el așa, vă rog frumos, rugați-vă pentru mine să-mi dea Domnul o soție. Și zic, amin, Domnul să-i dea o soție. Tinerii caută călăuzirea, caută cârmuirea totală a Duhului Sfânt în ceea ce privește căsătoria. Să știe că are și el o măriuță. Să știe că are și pentru el Domnul pregătit, să roagă și postește. Și nu-i rău, nu-i rău. Acum, avem și noi un domeniu, ăștia mai bătrâni, nu? Care ne-am căsătorit mai devreme sau mai târziu. Avem alt domeniu, la noi pentru asta s-a încheiat. Dar noi avem alt domeniu în care dorim cârmuirea totală. Știți care e? E cea materială, e domeniul material, să fac sau să nu fac. Să investesc sau să nu investesc. Bruma care eu am de bani, oare să fac lucrul ăsta sau să nu fac? Sau să nu fac? Ăstea-s două mari domenii în care am vrea să ne abandonăm cu totul în mâna lui Dumnezeu. În mâna Duhului Sfânt și El să ne cărmuiască. Dar știți că biserica primară avea alte direcții față de cum le avem noi? Spune cuvântul Domnului că e Duhul Sfânt care a venit în viața lor. I-a învățat să pună preț pe relații, pe întâlnirea cu biserica, nu pe obiecte, nu pe avuție. Zice cuvântul Domnului că își vindeau. Acum nu le-a zis Domnul să-și vândă.
Nu a zis Domnul că trebuie, bă, vindeți-vă averile. Dar de aia nici nu a rezistat lucrul acesta în istoria bisericii. Că nu Dumnezeu. Asta a fost de dragul Domnului. Pentru că, să știți, biserica primară nu se saluta cum ne salutăm noi. Pace, pacea Domnului, ce faci, nu? Bună sau alte, salut, da? Nu, știți cum se saluta biserica primară? Știți care era salutul bisericii primare? Maranata, Domnul nostru vine. Când se întâlneau frații și surorile, de pe fiecare buze ieșa cuvintele acestea. Maranata, Domnul nostru vine. De aia ei vindeau, ca să poată să fie împărtășie unii cu alții. Erau nelipsiți de la casa lui Dumnezeu în fiecare zi. De ce? Că vindeau. Cu cât cumperi mai mult, cu atâta nu poți veni. Cu cât vinzi mai tare, cu atâta poți veni. De ce? Că vânzarea te eliberează. Cumpărarea, numai, nu zic să-ți vinzi. Dar știți la ce ne cheamă Dumnezeu? Să punem preț pe părtășia cu Dumnezeu. Să punem preț pe părtășia cu biserica. Pentru că, să știți, Duhul Sfânt nu vrea să ne cârmuiască numai astea două domenii, de căsătorie și să ne cârmuiască domeniul financiar. Oare cum am arăta în casele noastre, în familiile noastre, dacă Duhul Sfânt, soră, ți-ar cârmui gura? Oare cum ar arăta casa ta? Frate, oare cum ar arăta atmosfera în familia ta? Dacă ai spune, Duhule Sfinte, cârmuiește nervii mei, mintea mea nu mai lăsa să facă greșeli. Oare cum ar arăta casele noastre? Oare cum ar arăta copiii noștri? Câtă fericire ar fi pe chipul lor? Să vadă că Duhul Sfânt cârmuiește toate domeniile, ochii, mintea, inima, picioarele, mâinile, faptele, cugetul nostru. Noi vrem, Duhule Sfinte, acum implică-te, fă să nu pierd banii ăștia. Dar Duhul Sfânt știi ce spune? Eu vreau toate domeniile vieții să le cârmuiesc. Eu vreau în toată viața ta. Pentru că să știți, atunci când suntem cârmuiți de Duhul lui Dumnezeu, se vede rodul în spatele nostru. Acum vreo două săptămâni am predicat în județul Arad, la o biserică, și era fratele Dănuț Crișan acolo. Și înainte să predic, o spus o experiență a unui băiețel de 13 ani, vă spun și dumneavoastră. Un băiețel a mers într-o duminică dimineața la adunare, a mers în stația de tramvai, de firobuz, de tramvai, ce a fost acolo, și avea Biblia în mână, așa sub soară, un tinerel cu drag pentru Dumnezeu și pentru lucrarea lui Dumnezeu. A venit tramvaiul, s-au deschis ușile, când s-au deschis ușile, băiețelul pieptăna frumos la cămașă cu Biblia sub soară, intră în tramvai, când intră, fără să observe, se pune exact pe bombeurile la unene. Pe vârful la pantofi, îi calcă direct pe vârfurile pantofilor, la care omul ăsta se uită la el și fără să-i spună nimic la copil, îi trage una peste față, de îi se roșește toată fața. I-a rămas amprenta degetelor, la care băiețelul se uită în ochii bărbatului care i-a dat palma, fără să-i spună nimic, absolut nimic, îi trage o palmă. Se uită băiețelul la el și dintr-o dată se uită la Biblia care o are în mână. Și zice către omul acesta, nene, mai dă-mi o palmă, mai dă-mi o palmă, nene. Zice, în momentul acela, când a auzit omul, copilul i-a spus, mai dă-mi o palmă, ceva s-a rupt în inima lui, ceva s-a rupt în sufletul lui. Și bărbatul acesta, un om intelectual, un om pregătit, o hotărât să meargă după copil să vadă unde merge, duminica dimineață. Și când a coborât copilul din stație, o mers după copil, o lăsat o distanță între el și copil și o mers să vadă unde merge. Și o văzut copilul, a intrat în casa lui Dumnezeu, s-a așezat undeva la orchestră. Și la intrare, când a intrat bărbatul acesta, omul de ordine, i-a zis, cu ce ocazie pe aici? Zice, am venit la biserică. O stat acolo, când s-a terminat biserica, omul de ordine l-a întrebat, v-a plăcut? Zice, mi-a plăcut. Ce v-a plăcut cel mai tare? Zice, v-a plăcut fanfara. O zis, mi-a plăcut și fanfara, dar mi-a plăcut ceva cel mai mult. Și-a zis, v-a plăcut orchestra? Și orchestra mi-a plăcut, dar mi-a plăcut altceva mult mai mult. Și cuvântul, dar altceva. Și-a zis, ce anume? Zice, copilul ăla, care e roșu pe o parte, de ăla mi-a plăcut cel mai mult. Zice, eu vreau să mă întorc la Dumnezeu, să mă pocăiesc. Pentru că am văzut în copilul ăsta ce n-am văzut în nimeni în lumea aceasta. Când a intrat în apa botezului bărbatul acesta, n-a știut nimeni, a zis, intru în apa botezului cu o condiție, să mă lăsați să spun cum l-am cunoscut pe Dumnezeu. Și pe bancă era copilul care a luat o palmă. O, cum ar arăta noi?
Dacă ar prelua Duhul Sfânt toate domeniile vieții noastre. Când am spus, mai dă-mi o palmă. Când am avut puterea și uite, vine un copil de 13 ani și ne dă lecția. Când predăm toate domeniile vieții în mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu face după noi să se vadă roadă. Binecuvântat să fie numele Domnului. 2. Duhul Sfânt aduce unitate. Uitați-vă, unitatea care a fost în fapte 2, când s-a coborât Duhul Sfânt, biserica se bucura de pace și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Erau uniți, trăiau în unitate. Știți ce e interesant? Când trăiești în unitate, nu duci grija lucrurilor de care trebuie să se rânduiască Dumnezeu, de care trebuie să se îngrijească Dumnezeu. Acum, uitați-vă ce face Duhul Sfânt. Până s-a coborât Duhul Sfânt, ucenicii erau interesați cine-i cel mai mare. Cine o să rămână șeful, bosul, cum zic tineri. Cine e bosul? Dacă pleacă Domnul, știți cum e asta? Exact cum ești bolnav, grav, și copiii caută client la mașină. Copiii caută client la apartament, să vândă apartamentul. Și spui, da, stai un pic, că n-am murit. N-am, păi da, dar noi ne pregătim. Noi vrem să știm cine va da comanda. Când nu vei mai fi tu, cine o să fie? Și uitați că Duhul Sfânt rezolvă problema aceasta. Nu o rezolvă Petru, nu o rezolvă Ioan, apostolul iubirii. Știți cine o rezolvă? Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. După ce a coborât Duhul Sfânt, uitați-vă, i-o legat într-o unitate sfântă, i-o legat într-o bucurie deosebită. Câți dintre ei or mai fost curioși cine-i șeful? O mai fost vreunul curios? Niciunul. Toți erau curioși de poporul lui Dumnezeu. Toți erau curioși să vestească cuvântul lui Dumnezeu. Dar când Duhul Sfânt numai te călăuzește, te tot împinge dintr-o parte în alta, te direcționează și nu-l lași pe el să cârmuiască, s-ar putea să ai probleme din astea. Oare eu sunt, oare ăla îi, oare... Omul care cârmui de Duhul lui Dumnezeu, trăiește în unitate și nu mai poartă grijă la lucrurile la care poartă Dumnezeu de grijă. De aceea eu cred cu toată inima că în locul acesta Dumnezeu poartă de grijă. În locul acesta Dumnezeu cunoaște inima fiecăruia. Binecuvântat să fie numele Domnului. Întotdeauna biserica biruitoare are parte de oameni ridicați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dacă vrei să afișezi fapte 20:28, e un cuvânt, cuvântul Domnului spune extraordinar, zice, luați seama, deci, la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcop. Uitați-vă ce face Duhul Sfânt. Duhul Sfânt se implică și în viața bisericii, dar se implică și în viața slujitorilor. Nu au zis, bă, să ai grijă să fie toate neamurile la biserică. Să ai grijă să fii în pace cu ele, nu le superi. S-ar putea să nu mai prinzi nimic. Nu! Zice, luați seama că Duhul Sfânt v-a pus. Biserica biruitoare e cea care e condusă de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin slujitori conduși de Duhul lui Dumnezeu și așezați cu neamurile. Vedeți cum e, azi cu tine, mâine îți întorci spatele. Neamurile, prietenii, toți sunt... Dar știți cine? Se spunea la timpul de rugăciune. Cine nu întoarce spatele niciodată, știți cine nu întoarce? Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și al treilea lucru, știți ce face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Dă o nouă perspectivă. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu dă o nouă perspectivă. Îi ridică în picioare, nu-i lasă să se teamă. Când e în pericol, să spunem în pericol, cu toate că noi nu-L putem apăra pe Dumnezeu, dar noi ceea ce avem de spus din partea lui Dumnezeu, noi trebuie să spunem. Se ridică Petru, își ridică glasul, are un mesaj fără teamă, îi se schimbă perspectiva. Știți că sunt unii care se tem și spun, frate, nu știu, de când m-am botezat așa, parcă... Nu, de ce? Că nu-i schimbată perspectiva. Eu, un frate aici, s-a botezat duminica trecută și aseară am predicat într-o filie a Elimului și a fost și dânsul acolo. Și a venit la mine la urmă și a zis, frate Dani, zice, nu știu de ce plâng. Nu știu de ce plâng și plângeam hohote. Și am zis, știi de ce plângi? Că se schimbă perspectiva. Acolo unde vine Duhul Sfânt și începe să lucreze, să prelucreze și să preia controlul, acolo se schimbă perspectiva. Știți care a fost perspectiva bisericii? Toți aveau același cuget, același mesaj din partea lui Dumnezeu. Vine Ilie cu Elisei să se despartă, vine vremea să se despartă și 100 de proroci au același mesaj din partea lui Dumnezeu. Nu au zis unul într-un fel, unul altfel. Ăia de la Betel au avut același mesaj împreună cu cei de la Ierihon. 50 cu 50.
Și-a venit Elisei și-a zis, știu și eu ce v-a avertizat Duhul Sfânt. Știu și eu ce transmite Dumnezeu. De ce? Că avem același Duh. Când e același Duh în biserică, toți avem același mesaj din partea lui Dumnezeu. Duhul Sfânt nu dezbină, ci întotdeauna Duhul Sfânt este Cel care unește. Dar noi suntem chemați să avem o sensibilitate din partea lui Dumnezeu în ceea ce privește relația cu Duhul Sfânt. Noi suntem chemați să avem sensibilitate. Vă aduceți aminte Fapte 8, cuvântul lui Dumnezeu spune că Filip... un înger a Domnului se arată lui Filip și îi spune du-te pe drumul care coboară la Gaza și este pustiu. Îi se arată un înger. Dar zice cuvântul Domnului, Fapte 8 cu 30, a doua oară zice Duhul a zis lui Filip, grăbește și ajunge carul acesta. Vedeți, Filip știe când să facă diferența, când i-a vorbit îngerul și când i-a vorbit Duhul lui Dumnezeu. Și zice că Filip se pune în mișcare pentru că știu să facă diferența când a vorbit Duhul și când a vorbit îngerul. Noi mai știm să facem diferență. Știi cum știi să faci diferența după cuvântul lui Dumnezeu? Întotdeauna când vorbește Dumnezeu, arată ambele părți ale monedei. Arată și păcatul, dar dă și șansa întoarcerii. Ăsta e mesajul din partea lui Dumnezeu. Când Petru predica și o vindecatologul acela în Fapte capitolul 3, spune cuvântul lui Dumnezeu că or veni revoltați pe el și când s-a uitat, au zis, nu-i problema. Problema îi le arată păcatul, zice, voi ați răstignit pe Domnul vieții, voi ați făcut, voi l-ați dat la moarte. Dar au zis, fraților, știu că din neștiință și există iertare, că dacă vă pocăiți și vă întoarceți la Dumnezeu, vine vremea de înviorare. Ăsta e mesajul din partea lui Dumnezeu. Sunt oameni care folosesc numai o parte și spune, frate, eu am din partea lui Dumnezeu. Eu am numele în biserică că sunt cel mai dur predicator. Nu, de ăștia mi-e frică. Care sunt cei mai duri și să laudă. Frate, eu sunt numai cu sabia, eu numai tai păcatul. Și altceva mai faci. Nu, eu numai la asta m-a chemat Dumnezeu. Nu te-a chemat Dumnezeu la asta. Dumnezeu te-a chemat să dărâmi și să zidești. Te-a chemat să tai și să sădești. Nu face Duhului Dumnezeu numai tăiere fără să nu dea șansa întoarcerii la Dumnezeu. O zis tineri într-o biserică unde am fost, o zis, frate, îi unu, ăsta de la amvon în continuu, nu sunteți buni de nimic. Și vă mai zice ceva. Zice, nu, numai atâta, numai ne spune că nu suntem buni de nimic. Nu, lăsați-l că nu vă vorbește Dumnezeu, dar mai are Dumnezeu ceva de completat. Că dacă vă întoarceți, Dumnezeu vă primește. Dacă vă întoarceți, Dumnezeu vă poate folosi. Să știi ceva, să nu te bucuri când te laudă și nu mai are ceva de îndreptat la tine. Mie mi-e teamă de oameni care zic că vorbesc din partea lui Dumnezeu, dar când e vorba să îndrepte, nu, eu am pățit așa cu cineva. Mi-au zis, Doamne, eu am crezut că-s pe moarte. Așa mi-au vorbit, i-am zis, îs gata, pregătit, cred că mor. Nu m-a dă bine, dar nu m-a dă... Și știam că nu era ăla. Nu, știam că nu, am zis, Doamne, ori îs pe moarte, ori ăsta nu vorbește de la tine. Nu m-a dă bine, m-a urcat sus între îngeri. Și am zis, Doamne, dar eu știu cum sunt. Eu știu când sunt. Nu-i bine nici când ăla te bagă în groapă. Și tu știi că te silești. Nu te lăsa doborât. Când vorbește Dumnezeu, știi ce îți spune? Îți spune ce ai de șlefuit, îți spune ce ai de îndreptat și îți spune că dacă te întorci, dacă te întorci la Dumnezeu, dacă te pocăi, dacă revizuiești situația, Dumnezeu te primește și continuă drumul. De aceea aș vrea în dimineața aceasta Duhul lui Dumnezeu să cărmuiască întreaga biserică Eliem, să cărmuiască sufletele noastre și să cărmuiască Domnul familiile noastre. Amin.